Bună ziua, doamnelor și domnilor, iată-ne într-o altă zi de vineri, început de sfârșit de săptămână, cum îmi place mie să zic, colegul și prietenul Dan Vasiliu este și el prezent aici. Bună ziua, bună ziua! 4. Dăm drumul la retrospectiva săptămânii, pentru că săptămâna asta mare lucru nu s-a întâmplat decât că ieri a fost subiectul interesant și urmează să ajungem și la el legat de APASERV. Ăsta o să vreau să-l comentăm puțin. Un job. Job la stat de 5.000 de lei, pe 24 de titluri am vorbit puțin despre poliția asta, gardienii pădurilor, deocamdată însă aflat că se dau bani pentru proiectele de interes județean. Vin bani pentru județ. Proiecte sunt destule și că banii pentru aceste proiecte se împart pe trei categorii. Sport de echipă, da? Că asta ne interesează pe noi, sportul de echipă. Echipele din divizia superioară pot primi cel mult 100.000 de lei pe proiect, divizia medie 70.000 de lei pe proiect, divizia inferioară 30.000 de lei pe proiect, sport individual. Mă, da, eu nu înțeleg o chestie. Sport. La bugetul local se dau biserici. Alte priorități nu sunt nici pe plan local, nici pe plan județean, adică dacă e să ne gândim să vorbim două secunde noi doi, am găsit cel puțin 15 lucruri care trebuiesc rezolvate. Proiecte de cultură și social, trebuie pus bani și aici, deci tu te referi la faptul că nu vezi altceva? Da. Pe alte domenii, pe alte construcții, domenii, infrastructură. Uite, acum, de exemplu, se plantează copaci. O să ajungi după ce s-au tăiat, s-au zăpăcit, acum se plantează. Bun, e bine. E bine că se plantează. Și fost mișto să fi rămas să ia vechi, adică... Băi, nu știu, iarăși avem discuții pe chestia asta. A fost vreun horticultor, vreun specialist de horticultor, care să-mi spună dacă acel copac era sănătos sau nu, da. Pericol pentru mașinile din jur, pentru oamenii din jur, pentru locuințe din jur. Mă, cred că un copac care stă acolo 150 de ani și n-a fost un pericol, mai putea să stea 150 de ani fără să fie un pericol. Nu, asta e 150 de ani și după aia poate să fie pericol, după 80 de ani, după 50 de ani. Deci stejarul unirii care e acolo de... Deja e un pericol. Nu, este un pericol sau ar fi un pericol sau e un pericol asumat, un risc asumat pe ceea ce înseamnă căderea lui peste mașinile din parcarea de acolo. Deci acolo își asumă autoritățile locale riscul ăsta că dacă vor fi avariate mașinile, dar dacă va muri vreun om. Acum hai să dansăm că nu pot să fie la infinit nici copaci ăștia. Un măslin trăiește 1.000 de ani. Da. Dar un stejar nu trăiește 1.000 de ani. Da? Da, câți ani are romanul? 600 și până la 1000 mai e. Da, nici romanul nu are 1000 de ani. Sunt mai multe aspecte de luat în calcul în ceea ce privește copacii. Eu nu am nimic împotrivă cu tăierea lor, pentru că ăsta e rolul. Crește, tăiat, folosit de om și așa mai departe. Doi. Deci să fim oarecum să înțelegem că s-a întâmplat să se întâmple tăierea asta în timpul vieții noastre. Putea să întâmple la următoarea generație. Nu, în felul următor. De exemplu, pe Sucedava de la piață, când am venit eu în Roma, nu era niciun copac. S-au plantat în anii următori, 85, 86, 87, s-au plantat niște pomișori. Erau fragili, erau subțiri. Uite că au trecut ani și acei copaci au crescut, fac umbră și e treabă super ok. Și încă 50 de ani nu vor avea treabă. Nu tai acolo. Am înțeles. Deci pe partea aia. Deci au fost puși, au crescut, uite așa a mers treaba pe partea aia. Și acum în altă parte... Copacii au o anumită vârstă și prezintă anumite riscuri și sunt tăiați. După aceea mai sunt... Dar voi să cred că punctul meu de vedere, că nu mă pricep la copaci, dar presupun că un copac trăiește mai mult decât un om. Și e sănătos la 100 de ani, e tânăr. Nu, la 150 de ani este în floarea vârstei. Nu, un nu, copac. Nu. Trebuie să ne uităm pe manuale. Am să făcut vedem... o țară de liceu agricol la protecția plantelor și mi-aduc aminte că un copac, dacă după ce îl tai, nu poți să numeri și 300 de circulețe de alea și e sănătos, e ok, că e copac. Un brad, un stejar. Păi dar noi ce am pus mai aici? Viță de vie sau gutui? Salcâm, plopi. Deci plopi, eu aș tăia toți plopii. Pentru că cu acel puf nu e ok. Înțelegi? Una la mână, doi la mână. Vedem ce tăiem din zonele unde este obstrucționată buna... desfășurarea traficului. Aici de acord. Da, pentru că n-ai vizibilitate din cauza unui copac, te enervezi. Și îl toaletezi. Îl toaletezi, da. Dacă îl toaletezi așa, una e să-l toaletezi așa și alta e să-l toaletezi așa. Dar cred că trebuie tăiat. Dacă îți obstrucționează vederea tulpina.
dacă scrângile și asta se mai poate lucra. Deci hai panourile să... de publicitate stradală care mi obstrucționează mie semnele de circulație, alea rămân în picioare. E altă discuție. Că și acolo sunt niște rahaturi. Bine, copacii nu mi-aduc bani. Dar, panourile stradale nu mi-aduc bani. Ți-aduc copacii și tu știi ce vot poate aduce dacă ai dat bucățica de lemn când trebuie, da, unde trebuie. Ca să vină să pună. Ne întoarcem la proiecte și la bani. Se dau bani, vin bani sau se vor da bani pentru proiecte de interes județean. Ăsta este subiectul primei. Finanțare nerambursabilă de la Consiliul Județean pentru realizarea de proiecte de interes județean. Da, deci dacă tu ai un proiect, îl doar 7 dosare. Județean. Ai un proiect, vii cu un proiect, ai o idee, faci proiectul, propui Consiliului Județean. Da, până și luni, 14 martie. Întrebarea mea este, sport? Atâta suntem noi capabili? Nu știu. N-are nimeni altă idee? Dar nu văd, adică nu știu dacă sunt și alte chestii. Deci, fii atent aici, trei pe domeniul sportului, două pe proiecte sociale, două pe cultură, da, sport. Și religie, învățământ și mediu. Proiectele de cultură și social, deci, pot fi finanțare nerambursabilă de cel mult 20.000 de lei. Mai puțin, super puțin, față de cel mai prost proiect pe sport. Da. Înțelegi? Facem o țară de... Știi cum e bancul ăla? Băi, tu manele, o mamă către fiul ei, tu manele, nu cânți de jucat fotbal, nu știi să joci, cocălar, nu ești, du-te mă și pe facultate să râdă oamenii de noi. Da? Ceva de genul ăsta pregătim? Fă-te mamă fotbalist, că doar nu-ți faci facultate? Nu, fac mai puțin sport tinerii din ziua de azi față de acum 20-30 de ani. Da? Cineva îmi spunea, cineva care a făcut handbal până la un anumit nivel, nu super performanță, dar a făcut handbal și spunea, domnule, antrenorii și copiii mergeau la handbal, la sport, așa, nu aveau alte tentații. După 90, tentația a fost televizorul, calculatorul și clar n-au mai avut așa succes nu au mai avut așa succes cluburile sportive, da, să-și atragă elevi. În schimb au apărut sălile de gimnastică, de gym. Și da, alea să după o anumită vârstă, așa, nu-i pentru performanță și pentru întreținere, pentru caroserie aspectoasă, așa, sunt sălile de sport. Sunt ok că au apărut și se poate face mișcare și lumea a conștientizat și le folosește, deci e o treabă bună, dar e un alt aspect, ăla e un aspect, acolo se plătește. Da, ok, așa. Corect. Pe partea asta, cu cei mici, să-i smulgi din fața calculatorului, să facă puțină mișcare, să aibă contact cu viața reală, să știe ce înseamnă o căzătură. Asta explică de ce banii pentru proiectele sportive sunt mai mulți decât pentru proiectele culturale. Da? Hai să avem un tonus muscular bun, că de gândit gândesc alții. Mă, acum e chestia cunoscută că țara te vrea prost. În noutate, da. Da. Guvernul, conducerea te vrea prost. Cu te ești mai prost, poți să fii manipulat și așa mai departe. În fine, ideea... Dar să fii și apt de muncă, deci să fii fizic sănătos. E o chestie că s-au depus... E păcat că nu s-au depus mai multe și pe cultură. Nu. Aici dosare. Vorbim de cu totul altceva. Până miercuri 9 martie, dar ar fi trebuit, ideea era că trebuiau depuse până la termenul ăsta limită de 9 aprilie. 14. Scrie 14 martie, 9 aprilie. Da, 9 da, martie erau înregistrate 7. Corect. Și ar mai fi termen până pe deci 14. Până pe 14 luni, evaluarea aplicațiilor se face între 14 martie, 9 aprilie. Mai aveți timp, nu? Zic eu. Mă, mai au timp oamenii ăștia sau nu? Mă, așa, așa, așa. Nu prea. Nu prea mai. Nu. O să mai apară, mult sigur, vreo 2-3 dosare o să apară. Eu sunt curios. Cine poate depune proiecte de genul ăsta? Eu, de exemplu, sau tu, dacă ai un proiect și ai nevoie de bani, ai putea depune un proiect de genul, oricine poate depune? Sau sunt, vorbind de instituții, de organizații? De exemplu, n-am știut de treaba asta. Păi n-a știut nimeni, asta spun, că a apărut zilele trecute abia. Cineva totuși a știut, undeva s-a știut. E bine de... Ori redactorii noștri să trăiască...
prea târziu. Da. Informația. La modul că, uite, sport individual, maximum 15.000 de lei pe proiect. Tare bine ar fi prins banii ăștia pentru proiectul cu, de care am spus data trecută, la zilele Romanului, da, să vedem cu Dan Stănescu, cu flotările, și da, să adunăm, să facem un flash mob, să ne apropiem, să vedem poate de un record mondial, un record Guinness, cu cât mai multe persoane care să facă flotări. Ai făcut flotări săptămâna asta? Te-ai antrenat? Trecem la următorul... Da. Deci, uite, ar fi fost ok proiectul ăsta. Mă, ridicarea cânii de cafea la gură se pune ca sport? E pentru fibră. Corect. Deci asta am făcut, sport. Da. Deci, uite că era o chestie mișto, 15.000 de lei, cum să spun, pentru proiectul ăsta nici nu trebuie foarte mulți bani. Da. Așa, dar vine și Radu Valahu ca să facă un exemplu, un exercițiu, o provocare pentru Romașcani, deci vor putea să se, să-și măsoare forțele cu el, cred eu, vreo 50, maxim 100 de Romașcani. Așa, deci Dan să facă niște flotări, un anumit stil, așa, Radu Valahu să facă, să fie prezentatorul show-ului, și să facă și întrecerea cu Romașcanii, și al treilea, zic eu, foarte important, acela de implicarea cât mai multor Romașcani, de la cel cu țâța în gură până la cel cu barbasură. Da. Da? Să facă flotări simultan, să fim 1.000, să fim 2.000 de oameni, 3.000 de oameni care să facem flotări odată, să blocăm... Eu am spus, ar fi interesant. Să blocăm traficul de la primărie până la hotel și toată lumea să facă flotări. Da. Nu? N-ar fi mișto? Ar fi foarte interesant. Singura problemă este că, uite, genul ăsta de informații a ajuns și la noi foarte târziu, ca urmare. Da, deci cei din presă n-au lucrat cum trebuie. Trebuiau să prezinte atunci când s-a deschis sesiunea de depunere a dosarelor. Partea a doua a subiectului ăsta, pentru sport proiecte dacă sunt, pentru sport de cei din bani presă, se bine. Dau. Ce anume? Că zic, dacă spun de rău de cei din presă că n-au prezentat proiectele... Dar zic eu, a venit foarte târziu materialul, asta este informația. N-a mai fost. Prezentăm materialele după ce se termină chestia. Rezultate catastrofale la simularea evaluării naționale. S-a clasa ajuns 8. La atât de catastrofale încât oamenii i-au dat kicks inclusiv la simularea mitei. Nu știu dacă pe plan național ai citit. Nu. Am râs cu lacrimi. Deci au dat, vorbim de o simulare care nu are o valoare. Da. Dar nu are valoare didactică. Da. Nu se pune nota în catalog. Nu se pune nota în catalog, da? Și au încercat să dea mită și pentru chestia asta. Și au dat X și acolo. Deci au simulat inclusiv cu inclusiv darea cu mitei și luatul, da, mitei. Și au fost eliminați din simulare pentru că au încercat să copie. Ce fel de generație crește? Tânără. Clar că e tânără, dar hai să vedem știrea. Vedem știrea, că asta e de văzut, e amuzantă și dacă n-ar fi de râs. Ne întoarcem să râdem sau să plângem după ce o vedem. Simularea la examenul de evaluare națională a elevilor din clasa a 8-a a dezvăluit o realitate din ce în ce mai evidentă în școlile românești. De la an la an, nivelul de pregătire al elevilor este din ce în ce mai slab, lucru dovedit și de rezultatele catastrofale la evaluarea din luna februarie. Există un procent îngrijorător de elevi care au obținut doar punctul din oficiu. La simularea examenului de evaluare națională, desfășurată în anul școlar 2015-2016, la nivelul județului Neamț, au fost prezenți un număr de 4.611 elevi de clasa a 8-a, din totalul celor 4.803 înscriși la începutul anului școlar 2015-2016. Din numărul total de elevi prezenți în sălile de examinare, 3.133, reprezentând 68% dintre acești elevi, a reprezentat totalul elevilor din cele 86 de unități de învățământ din mediul rural și 1.478, respectiv 32% din cele 31 de unități școlare din mediul urban. Reprezentăm pe scurt situația mediilor obținute la simularea evaluărilor naționale. Cele mai multe medii obținute se situează în intervalul notelor de la 2 la 2.99, și anume 18,2%, iar cele mai puține în intervalul 9,99, 2,2%.
Notele obținute de elevi între 4 și 5,99 sunt din păcate cele mai numeroase, situația din mediul rural fiind din nou și cea mai îngrijorătoare. Situația comparativă rural-urban a mediului obținute de elevii aflați la finalizarea ciclului gimnazial, 10% dintre mediile cele mai scăzute provin din mediul rural, comparativ cu 3,4% din mediul urban. Dacă ne gândim la ceea ce înseamnă reprezentarea comparativă, putem discuta și despre mediile situate între 4 și 4,99 și acelor situate între 5 și 5,99. Situația nu este cu mult diferită între unitățile din mediul urban și cele din mediul rural. 15,7% rural comparativ cu 13,6% urban. Pentru intervalul 4,99, 12% rural comparativ cu 14% urban pentru intervalul 5,99. Rezultatele obținute la simularea de la limba și literatura română dovedesc dificultatea pe care mulți dintre elevii claselor a 8-a o au în însușirea acestei discipline de învățământ. Discutăm la nivel de disciplină, în ceea ce privește disciplina limba română, notele obținute în intervalul 5-5-99 reprezintă 15,4% din totalul notelor obținute de către elevii prezenți în sările de examen. S-a menționat că s-au obținut și note de 10, 9 la număr, dintre care 5 în mediul urban și 4 în mediul rural. Din păcate, la această disciplină au fost eliminați din sală și un număr de 8 elevi. Se pare că, totuși, pentru 4,5% dintre elevii de clasa 8, limba română reprezintă o materie școlară greu de asimilat, aceștia primind în urma evaluării note cuprinse în intervalul 1-1,99, din care un punct din oficiu. Piatra de încercare a simulării examenului de valoare națională a constituit-o și anul acesta matematica, unde rezultatele sunt cu adevărat catastrofale. Îngrijorător este și faptul că notele obținute de elevii din județul Neamț se situează sub media națională la acest obiect. Ca în fiecare an, disciplina matematică a generat o situație îngrijorătoare, deoarece 61,06% din totalul elevilor au obținut note sub 5. Dintre aceștia, 28,3% au primit note cuprinse între 2 și 2,99, 21,5% între 1 și 1,99, 13,3% între 3 și 3,99 și 7,7% între 4 și 4,99. La această disciplină, niciun elev nu a reușit să obțină nota maximă. Ce privesc notele din intervalul 1,99-1,33, comparativ urban-rural, elevii din mediul rural se situează din nou sub așteptări. Comparând județul Neamț cu media pe țară, se constată că elevii nemțeni se situează sub media la nivelul întregii țări, unde 44,05 dintre elevii de clasa 8-a au obținut medii generale peste nota de trecere, față de 40,9% între elevii din școlile nemțene. Ministerul Educației a transmis Inspectoratului Școlar Județean o serie de recomandări privitor la măsurile ce vor trebui luate în perioada următoare, constând în primul rând în realizarea unei diagnoze a cauzelor care au condus la obținerea unor asemenea rezultate. Directorii școlilor cu rezultate slabe vor fi scoși la tablă în ședințele cu aceștia pentru a da explicații privind situația învățământului în unitățile pe care le conduc. În fiecare școală se va realiza un grafic de pregătire suplimentară urmărit cu atenție de conducerile de școli. Se vor face analize în cadrul catedrelor, dar și la nivelul consiliilor profesorale. De asemenea, se vor întocmi grafice de remediere a golurilor pentru fiecare elev în parte și discuții cu elevii și părinții acestora. Nu ar trebui să facem o simulare și cu portretul robot al candidatului ideal? Măi, omule, eu încep să mă sperii că viitorul candidat ideal o să facă parte din ăștia. Mă, să facă parte din cei care au reușit, din acei puțini care au reușit. Dar mai reușește cineva? Rezultate catastrofale înseamnă catastrofale. Mă, unul sau doi tot îți buni. Ăia trebuie să avem grijă. Aia pleacă din țară. Ne focusăm pe aia. Da, aia pleacă din țară. Pe următorul. Și ăla pleacă din țară. Cine mai stă în România? Scuză-mă!
Atunci ne focusăm pe candidatul ideal. Candidatul ideal trebuie să aibă o capacitate intelectuală. Rezultate catastrofale la o simulare. Mă, acum avem reprezentanți în Parlament, în Consiliul Local, în Consiliul Județean, nu urmărește Facebook. Care scriu corect, care se exprimă corect, care au trecut prin examenele astea la modul serios. Și avem pe Gorghiu, pe de altă parte, care bate la ușă și copilul după partea aia altă îi spune, mi-a zis mama să nu deschid la hoți. Sau pe funar care, nu știu, sper să fie o glumă ce a făcut glumă. Zilele trecute. Deci sper să fie un trailer pentru un film, că nu se poate. Mă, deci omul e interviu pe bune, pe adevărul parcă. Sau el. Ei, ăla este, face parte din candidatul. Ăla a condus 12 ani Clujul. Înțelegi? Dacă... Deci dai seama ce frână a pus ăla la Cluj? Deci cu ambele mâini a tras frânele de mână, da, și a pus și călcâile. Dan, ăștia sunt candidații ideali pe care te bazezi tu. Au fost votați. Gândește că au fost votați. Da. 12 ani a stat la butoane. 3 mandate. Și a descoperit un profesor de fizică din Azuga. Da? I-a spus un profesor de fizică din Azuga că Einstein i-a furat teoria relativității lui Eminescu. Eminescu care era mort, nu? Când... Nu știu, da? Și că dacii au populat, de fapt, întregul glob pământesc, pentru că dacii erau poporul ales. Doamne, doamne! Eu am avut senzația că e un trailer pentru un film, că e, cum se cheamă, e un anume mod de a-ți face promovare la un film, făcând o bucățică de film, îi dai liber în presă, care să nască controverse. Se numește un teaser sau ceva de genul ăsta, da? Și oamenii încep să-l comenteze și la final iese filmul și de fapt are cu tot o altă conotație, contextul e altul. Dar nu se pare că Funar chiar a declarat chestiile astea într-un interviu. Ăsta este candidatul. Este portretul clasic al candidatului român în momentul ăsta. Nebun, plin de el, neinformat, da, și paranoic. Da. O avem pe Gurg, îl avem pe, era Vadim săracu, acum Funar, mai spune că mai avem din ăștia, Eba, ăștia sunt oamenii care ne reprezintă, mă, da, iar cei care vin din urmă... Eba mai, ne mai reprezintă? Sper să nu. Nu, dar nu mai e. Foarte bine. Păi, mai, da, e? Nu mai e, că au fost alegeri... O avem alegeri... asta care nu știe să grapine, care nu știe să scrie. Îl avem pe unul care s-a operat la genunche. Mă, genunche, da, da? Care a fost ministrul educației. Exact. E, ăștia care vin cu rezultatele catastrofale la evaluare, ăștia vor fi candidații. Hai să vedem ce putem face ca să fie treaba bună. Deci, situația catastrofală este mediul rural. Deci, înseamnă că profesorii de acolo, și, bă, totuși, cum spun, am văzut foarte multă implicare la profesori în mediul rural. Din păcate, ceea ce este grav și am mai spus și spun, este că această stare pornește de acasă, de la modul de abordare. Da. Pentru că dacă tu mergi spre școală ca elev, copil, și clar că e influențat de mulți factori externi, și părinții spun fac ceva în ea școală, deci da, clar că nu mai poți, tu ca profesor foarte greu vei putea pe acel omuleț să-l formezi cum trebuie. Cei de la Gândul sau de la Adevăr au făcut o analiză foarte faină de vreo 6 pagini pe internet. Suntem săraci pentru că suntem needucați sau suntem needucați pentru că suntem săraci? Și una și alta. Se leagă și... Peste 250.000 de copii se duc la culcare flămânzi în fiecare seară. În fiecare noapte. Și se trezesc la 5 și în loc să meargă la școală, merg la muncile câmpului. Nu tot 250.000, mai puțini. Dar, ideea, mulți, da? Da. Bă, n-ar fi o problemă că merg la muncă, dar e munca în detrimentul școlii, e munca eliminând școala. Aici e grav, pentru că și părinții noștri au mers și la munca câmpului și la școală. Da. Și am multe exemple de oameni care au mers și la munca câmpului și chiar actual, da, care au făcut și munca câmpului, da, serios și cu simț de răspundere, dar și școala. Și atunci când a fost munca câmpului în vacanță, a fost 100% munca câmpului în vacanță, în detrimentul
timpului pentru joacă, așa, și când a fost școala, deci mediul rural îl luăm ca pe părinții, un fel de... Părinții, nivelul de educare al părinților, nivelul de școală al părinților și acei părinți fac parte din acea generație cu acei aleși, agramați, inculți, cu o cultură generală... Hai să generez un scenariu, la asta mă pricep, da? Și am să te rog să mă urmărești, da? Notele obținute de elevi între 4 și 5,99 sunt cele mai numeroase în mediul rural. La matematică, media pe județul Neamț este catastrofală și se situează sub media națională la acest obiect. Oamenii ăștia... Dar cât anume? N-ai importanță. Oamenii ăștia vor crește copiii, da. Vor face 15, 16, 17, 18 ani și vor pleca în străinătate. Peste 10 ani se vor întoarce în țară cu un purcoi de bani. Că e vorbim de genul ăla de oameni care acolo mănâncă în borcan de castraveți murați pe lună și toți banii îi pun deoparte. Sau muncind, problema lor, nu mă interesează, da, cum fac banii. Vin în România, se întorc în țară, la ei la sat, unde... Din una în alta vor candida la o funcție. La un moment Pentru dat. Că nu ai nevoie să ai facultate ca să fii primar. Da. Sau consilier. Da. Că nu există facultate de primărie, de primari. Da? Are bani. Își face o afacere, își face un depozit de construcții sau, mai știu, de asta cu prundiș, zimbala, stieră sau mai știu ce dracu își face el. Pentru că așa se face, că suntem meseriași. Dar trebuie noi, să ai capitalul. Și candidează la primărie omul și îl ai, uite pe ăsta care nu e în stare să-și scrie numele sau să spună 2 plus 2 cât fac. E prost ca noaptea. Dar, bine, nu e prost ca noaptea, că dacă își face o afacere, trebuie să aibă da, de da. Minte. Dar ajunge nu să ia decizii generală, pentru tine. Nu. Da, da, da. Sau acum... pleacă în Japonia, dansează la bară și eu trag toți japonezii cu chestiile lor micuțe, vine și se face consilieră și ia decizii pentru tine. Exemple. Da. Și ajungi, nu că mă interesează ce a făcut omul în străinătate, e problema lui, ce face fiecare, da, problema îl privește. În schimb, simplu fapt că un om care a încercat să dea mită la o simulare a unui examen va ajunge să ia decizii care să privească întreaga comunitate. Da, și o să le posibil. Și ia, o să aibă puterea să le ia. Este că mă dacă, sperii. Dacă nu suntem atenți noi, dacă nu învățăm pe copiii noștri să fie atenți, dacă nu tragem un semnal de alarmă ca și lucrători în, la strungul ăsta al presei, da, în care trebuie să arătăm ce este corect. Hai să nu băgăm presa, pentru că dacă ăsta care vine cu un purcoi de bani îți dă ție niște bani, vei scrie de bine. Hai știm cum funcționează presa. Hai să încercăm. Eu știu cum funcționează presa locală. Mă plătește pe mine. Te plătește pe tine. Îl plătește pe cel de alături care face presă. Da. Poți să-i plătească pe toți? În era internetului. Despre ce vorbim aici? Aici da, va rămâne mereu presa pe internet. Deci va fi mereu cineva. Și aici trebuie să înțeleagă lumea rolul internetului. Acela de a oferi toate fațetele, din toate unghiurile. Nu 3D, nu 7D, ci 1001D. Deci din toate punctele... Și populația să fie interesată. Da, și noi și în momentul în care tu arăți... Domnule, uite, Elea, este om harnic, corect, da. Nu știe să scrie real. Avem da? Un consilier care nu are să vorbească românește. Da. Acum am întâlnit oameni care nu au școală, dar au fost autodidacți și au învățat fără să aibă diplome. Foarte adevărat. Bun, corect. Sunt oameni care au mers... chitiți pe un culoar, îți bun pe culoarul ăla, da. Dar nu sunt perfecți. Corect. Sau nu că nu sunt perfecți, că nimeni nu este perfect, dar acel om de afaceri de fapt are, nu creează o afacere sau nu are o afacere care să fie pe termen lung, care să fie o afacere care să ajute societatea așa cum ar trebui. Pentru că orice afacere făcută, gândit, ajută și societatea, da? Sunt anumiți oameni de afaceri care rămân chitiți pe
profitul lor, da, ceea ce e ideea bună pe ceea ce înseamnă afacere, dar neglijează sănătatea și regulile care trebuie să le respecte față de angajați. Okay. Și aici trebuie, iarăși trebuie intervenit din alte puncte de vedere. Și ne întoarcem să plătească pe pentru faptul că fac bani pe sănătatea altora. Pe, spui că oamenii ar trebui să folosească mai mult, că trăim în era internetului și că acolo intervine posibilitatea de a vedea mai multe laturi ale unui tablou. Să vedem, domnule, da? Uite, are o cifră de afaceri. Afacerea este despre bună. Cine din punct de vedere... Despre cine? Persoanele care îmi pun, care își postează statusuri din Tony Poptămaș sau cei care îl venerează până la absurd pe Arsenie Boca? Nu. Despre cine vorbim? Nu. Vorbesc cine sunt persoanele astea? Un om de afaceri, consilier local sau județean sau parlamentar, da? Da. Are ca și candidat, deci nu în funcție, da? Hai să vedem. Are o firmă cu o cifră de afaceri de atâta. Da. Bravo! Afacerile care au adus bani au fost afaceri în mediul privat sau cu statul? Au fost cu statul. Rău! Pentru că avem un semn de întrebare, pentru că știm. Deci nu poate să mă contrazică nimeni cu argumente logice că în relația cu statul nu sunt manevre necurate. Pentru că asta e clar. Deci că 1% din contractele semnate cu statul e pe bune, dintr-o întâmplare, poate, da, da, restul, 99%, sunt cu discuții. Skepsis. Corect. Da? Deci, în timpul crizei 2009-2012, firmele private care nu au avut contracte cu statul au reușit în mare parte să supraviețuiască. Alea care au avut contracte cu statul, pentru că statul a încetat orice colaborare, da, deci alea au decedat. Deci, hai să vedem acum o chestie. Firma care trebuia să termine ultimul tronson din pietonal. A dat o faliment. Bun, ce se întâmplă mai departe? Trebuie să ia altă firmă. Se întâmplă acum... Altă licitație, altă de sarcină. Nu știu, că în timpul desfășurării trebuia să fie ceva, să fie un... pentru situații de genul ăsta să fie ceva prevăzut prin lege, prin hotărâri de Consiliu Local. Am sărit chiar și de una în alta, da? Am, da, sărit de la candidat, deci de la, rezultatele. De la rezultate, la candidat și la... Să mergem la... Lucrurile sunt complexe. Pe mine mă sperie viitorul ăsta, vreau să zic. Nu știu câtă încredere mai am tot în cine vine din urmă. Trag speranță că poate vor veni civilizații extraterestre și vor putea să ne dea soluția. Nu vorbește să zică el că vin, numai că din păcate, da, o să fie evrei. Vin extraterestri, dar sunt evrei. Din păcate pentru Funar, nu că sunt evrei. Pentru Funar, da. Da. Când am citit materialul cu Funar, n-am putut să citesc. Nu l-ai văzut video? Să înțeleg. Deci omul e convins. Am preferat să văd scris ca să... Da, a fost la conducere, a fost 12 ani, îți dai seama, la, în al doilea oraș ca mărime din da, România. Deci ce frână a pus, repet, frână trasă. Dar ce s-a întâmplat cu el? Că Funar a dispărut cumva de pe scena politică o perioadă, nu atât că a dispărut, a fost așa mai puțin vizibil și a revenit deodată jumate nebun. Clujul ăla, ce face? Nu, așa era. El a reușit în nebuneala lui singur acolo. A avut un partid... dar nu semăna cu PUNR-ul, dar nu știu cum se chema partidul lui. România Mare. Nu, după aia a fost în România Mare când a început lumea după 2000, după 2004, când lumea a început să aibă altfel de informații și de pe televiziuni private și din mediul online începeau să se înferi pe anumite chestii și să se miște anumite treburi la noi în țară. Deci cu o generație crescută după 90 care a spus, băi, stop o clipă că omul pune frână la greu în ceea ce înseamnă dezvoltarea unui oraș, pe cum Clujul. Clujul a avut noroc că după 2004 să-și
revină. Da, le-a mers și, foarte bine și este unul dintre orașele cele mai bine cotate din România în momentul exact, ăsta. Exact, locuri de muncă. Hai să spun, aș pune Timișoara, Clujul, dar mai degrabă Cluj și pe urmă Timișoara. Da, da. Deci a reușit să au reușit oamenii după 2004 să-și revină și acum cred că un rol bun l-a jucat și, și Boc. Posibil că n-a fost și premier să, degeaba. În Ardeal s-au făcut niște măgăreli cu oameni politici, dar nu la nivelul care s-au făcut în Moldova și în Oltenia. Dacă s-ar fi făcut măgăreli în Moldova, am fi avut măcar un drum. Dar nu, nu. A, apropo de chestia nu, asta, ai văzut că polonezii vor să facă dita magistrală de autostradă în care să treacă și prin România, și pe unde nu trece? E 85? Nu. Nu pe ruta asta? Nu, 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 trece pe la ei. Prin Moldova nu. Dar pe unde? Prin Ardeal? Prin Ardeal, evident. Aproape de graniță chiar. În partea cealaltă au găsit ruta aia. Băi, de parcă Moldova asta ar fi cu ciumă, măi, ciuma bubonică. E adevărat că la noi se și întâmplă chestii spus. Bizare. Oamenii încă fac exorcism în Moldova. Se mai smulg testicule. Moldovenii au așa un stil anume. Da, fi... da. Cum spun, eu cred că am mai spus în emisiune. Deci eu asta aș fi văzut de foarte, foarte, foarte mulți ani. Siret-Giurgiu autostradă. Sau o plută Siret-Chiar-Giurgiu. Și să cobori cu Pluta, că mai degrabă o să se întâmple asta. Deci, elevii de clasa 8-a cam au dat-o în bară. Puternic, cât? 17. Au trecut abia? Bă, trebuie să ne certăm mai mult. Nu trebuie să ne certăm deloc. Cristian deci, la elevii care, n-au, care n-au... Cristian Buzdigan a pierdut postul de șef de zonă operațională la APA-Serv. Scandal. Scandal cu APA Servu, vedem știrea? Da, da, hai să vedem văzută, da? Și da. Ne întoarcem să comentăm. Prima victimă a războiului dintre agamanii PSD și managerul companiei APA Serv pare a fi inginerul Cristian Buzdugan, șeful până acum al zonei operaționale Est a companiei de apă și canal, al cărui post urmează a fi desființat de la 15 martie prin reorganizarea operatorului regional. Postul de la Roman este transformat în secție exploatare, pe care a fost desemnat Bogdan Curcudel, unul din apropiații primarului Dan Laurențiu Leoreanu, membru al PNL Roman. Modificarea organigramei postul de șef zonă operațională nu mai există în organigrama nouă, există un alt post, activitatea s-a micșorat prin partea de menționanță trecând la nivel regional și apare și postul de șef secție exploatare pe care l-am numit pe domnul Curcudel având în vedere că el a lucrat la unitatea de implementare proiecte și proiectul de pe Roman a fost terminat în termen și a fost implementat cu succes. Rămâne de văzut dacă AGA preponderent social-democrată convocată în regim de urgență pentru astăzi, 10 martie la orele 14, îi va aproba noua organigramă propusă de managerul Cătălin Dughir, care pare a fi bătut palma cu PNL-ul dispus să-l sprijine din umbră pe cel mai contestat director general al companiei, pe care PSD-ul îl amenință cu demiterea, așa cum a făcut și în cazul managerului de la Spitalul Județean, doctorul Ioan Lazar. Cristian Buzdugan urmează a fi mutat la Piatra Neamț. Prin noua organigramă, Cătălin Dughir a ras tot ceea ce era PSD în compania de la Ioan Păcală la soția consilierului Radu Tudorel, funcționară în compania județeană de apă. Ciolaniada la Piatra Neamț este în plină desfășurare, războiul PSD-PNL pe ciozvârtele politice din societățile Consiliului Județean fiind pe viață și pe moarte, la faza care pe care. Consecințele le suportăm noi, consumatorii. Da? Da. Scurtuț despre APA Serv și despre războiul politic care de fapt e... Hai să lămurim mai întâi. Cine APA Serv e de stat? APA Servu. De cine ține? E o companie... Ține de Consiliul Județean? Da. E de stat? Da. E de stat? Da. Adică mi-aparține și mie? Oarecum, da. Eu n-am culoare politică și nu mă interesează cine e la putere, de la ce partid vine. De ce m-ar interesa? Banii mei n-au culoare politică, eu le plătesc apa pe care mi-o dau. E o societate care, în mod sigur, generează profit. Ai luat apa... Dar nu pentru noi. Ai luat apa și ai cerut banul.
Nu pentru noi. Generează profit pentru stat. Pentru... Păi statul suntem tot noi. Statul suntem tot noi, dar pentru cei de la butoane. Noi plătim pierderile de pe urma cărora iese profitul ăstora. Da. Ați urmărit știrea cu toții? Adică v-ați ridicat niște semne de întrebare? Vreodată de ce niște companii care... Cine e Bogdan Curcudel? Habar n-am cine este Bogdan Curcudel. E bun, e cu, are pregătire, pare că e de unde are trebuie. Experiență. Bun, că am înțeles că e de la PNL, că e unul din apropiații primarului Leoreanu. Asta este nevoie, asta este ce diploma ai, frate? N-am, ei, dar de unde ești? De unde trebuie? E, atunci hai. Că dacă e un yes man de ăsta, da, să trăiți domn primar, da, nu știu ce, avem o problemă. Ce înseamnă postul de la Roman este transformat în secție exploatare? Aici cei de la organizare din cadrul firmei pot să se joace cu anumite chestii pentru a face să dispară un post, o titulatură. Am senzația, vorbesc pe senzații. Pe senzații, pentru că ieri a fost, hai ca să lămâim Dughir, înainte de orice. Deci Cătălin Dughir, manager la PASERV, cam vrea să conducă tot, am această impresie. Tot timpul Romanul n-a avut un cuvânt de spus sau o organizare aici și ar fi trebuit să fie foarte clar desemnat la Roman ce face, ce atribuții au, cine se ocupă de ceea ce înseamnă securitate, sănătate, muncă, cine se ocupă de instruirea oamenilor, cine se ocupă de angajarea oamenilor. Totul a venit dinspre piatra, o marginalizare și o postură de cenușăreasă pentru Roman. Bănuiesc că și Târgu Neamț la fel și Bicazul la fel. Toate frâile s-au dorit să fie într-un singur loc. Ceilalți eu așa văd că cine e la sediu e deștept, ceilalți sunt niște proști și ciocul mic, mersul piticului, joc de glezne, nu comentați că altfel zburați. Da. Mă înșel? Nu, dar hai să lămurim. Cineva din interior ar putea să vină să ne spună dacă, de exemplu, Cristian Buzdugan n-a fost lăsat pe stradă. Păi hai să lămurim, stai puțin, că nu, încă nu știm, că ieri a fost întâlnirea asta, cum se cheamă, adunarea generală a acționarilor la Piatra Neamț. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, nu cred că cineva a avut acces din presă la adunarea asta generală a acționarilor. Deci nu se știe dacă noua organigramă propusă a fost sau nu aprobată. Da. Deocamdată vorbim pe senzații, corect, și simpla idee că o funcție publică, că e publică la final, nu? Să fii șef la PASERV e o funcție publică, de vreme ce societatea e de stat. Ceva de genul ăsta. Se dă pe criterii politice. Mă, fii atent, am avut o dată o informație pe care n-am avut cum să o verific mai mult. Am pus întrebarea, am trimis întrebarea pe mail, n-am primit răspunsul și o perioadă n-am avut timp să mă mai ocup de treaba asta, pentru că era o persoană care în fiecare lună semna statul de plată, dar nu mergea pe acolo, n-avea nicio activitate. Deci lua... Da, se numește șef. Nu era șef. Nu. Și există, în mod sigur, în multe companii, dacă e într-o companie privată... Dar poate e angajatul X. Într-o companie privată, băi, dacă vrea acționarul, patronul să țin acolo că îi merge vechimea lui ăla și că îi dă și bani, e o treabă, că îi dai salariul minim, că îi dai mai mult, înseamnă că îl folosești undeva de unde îți aduce ceva profit, da? Îți creează un unchi de a respectivului, îți dă posibilitatea să ai contracte cu statul. E, într-o companie de asta struțocămilă a statului privat, nici nu știu cum să o... Păi nu știu ce e aici, o struțocămilă de genul ăsta. Parteneriat public-privat? Sunt angajați, deci care stau acasă, banul vine pe card. E ciudat, și în presa locală se face la fel. Angajat. În fine, trecem
că e o idee de-a mea mai veche. Da, las-o așa. Deci există, să știți, oameni buni, există persoane care iau bani, sunt angajați, vechimea le merge, fac alte treburi sau freacă menta, nu mai știm ce fac altceva, chestia e că ei figurează undeva Compania Națională a Drumurilor, CNADR-ul, da, are în mod sigur angajați de genul ăsta. Da. E foarte greu, adică, cum spun, în momentul în care spun treaba asta și am spus și de APASERV, e foarte greu să demonstrez, pentru că trebuie să găsesc persoana respectivă sau cineva din interior să spună, băi, uite, aia e persoana, pentru că aia nu apare nicăieri, da, și cineva din interior. Dar din interior îți dai seama că e greu să vină, dar bag mâna în foc că există în orice companie, nu numai cele două care le-am numit acum, există treburi de genul ăsta. Îți dau eu un exemplu unde o să fie oameni de ăștia. 500 de posturi deja ocupate, vă spuneam și ieri la 24 de titluri, 500 de posturi ocupate din 617 posturi scoase la concurs în ceea ce urmează să fie gardienii pădurilor. Da? Pentru un post plătit destul de frumos, cu 5.000 de lei lunar. Gardienii pădurilor. Da? Da. Unde vreau să ajung? Ideea este superbă. Bă, să ai patrule care să meargă prin pădure și să aibă grijă de codrii multisecurali. Deci au existat posturi la fostele direcții silvice, 490. Da. Deci tu îi iei pe ăia de la corpurile lor de control, care nu și-au făcut treaba și pădurea asta. Băi, deci nu avem angajați. Desființăm aceste 490 de posturi de acolo și nu-i preluăm. Pentru că ei nu și-au făcut treaba. Deci da, ei trebuie să aibă evaluarea la locul de muncă, așa cum spune legea. Și dar pe poate îi păstrează pentru experiență, Dan. Poftim? Poate îi păstrează pentru experiență. Experiență în ce? În închisul ochilor și acceptatul furtului. În, da, dar acum legal. Experiență în ducerea șpăgii. Măi, acum se face legal. Deci da, se păstrează oamenii ăia. Da. Dar tura asta, diferența va fi că ori se poate face aceeași chestie, însă legal. Sub o titulatură frumoasă. Gardienii pădurilor cu uniforme și mașini de teren. Da? Da. Ai încredere în genul ăsta de gardienii pădurilor, îți sună ceva încredere? Adică ei normal ar fi gândiți corpul ăsta gardienilor pădurilor să fie niște protectorii codrilor, corect? Am văzut materiale lunile astea, materiale pe internet, că acolo apar, bineînțeles, în care mii și zeci de mii de tone de lemne și sute de camioane trec prin orașe nestingherite, încărcate cu lemn. Da. Cu copacii ăștia așa, care nu poți să-mi spui că-s bătrâni sau bolnavi. Nu. Trunchi, așa, așa, care n-ai. Imposibil să fie bolnavi, că au 5 ani sau 10 ani sau 20 de ani. Da? Cam greu să mai fie mai mult bătrâni. De 25 de ani. Cam greu să fie bătrâni. Și ăia sunt tăiați și trimiși. Corect? Vine corpul ăsta gardienilor pădurilor. Oameni plătiți cu niște bani. 5.000 de lei pe lună. Propunere. Da? Câtă încredere îți inspiră ție? Ca orice funcționar al statului, nu mi-e spre nicio încredere nici ăștia. Nici un angajat la stat sau ceva care ține de stat nu mi-e inspiră încredere. Tot noi, cu ajutorul camerelor de luat vederi, cu ajutorul telefoanelor, cu camere de luat vederi, trebuie să surprindem imaginele, să folosim 112, să punem în alertă mai multe instituții. În momentul în care punem mai multe instituții în alertă, poliție, jandarmi, gardienii pădurilor, vom găsi acolo, la un moment dat, vom putea declanșa acel sistem care nu mai poate acoperi măgărelele. Dar fie o idee bună. Deci aici trebuie făcut. Uite, de exemplu, sunt anumite probleme cu autorizații de construire și anumite activități desfășurate în oraș. În momentul în care acea activitate bună, care creează locuri de muncă, dar care creează disconfort pentru cei din jur, fiind în mijlocul
unui cartier de locuințe, case sau blocuri, nu are importanță, deci trebuie luate anumite măsuri. Nu faci profit pe disconfortul altuia. E, și aici trebuie sesizate organele abilitate. Și vine, domnule, stai așa o clipă, că noi știm că, de exemplu, o spălătorie auto a primit autorizația de la, trebuie să spunească și de la primărie, nu? Da. A primit la primărie, păi stai așa, că cei de la primărie au beneficiat de anumite servicii de acolo, clar, nu că a fost un ban băgat direct în buzunar, ci a fost o șpagă altfel. Se spală mașinile angajaților primăriei acolo, gratis. Ok. Tot o șpagă, nu? Corect. Ce propui tu, de fapt, este o inchiziție cibernetică, o inchiziție... Nu inchiziție. În momentul în care populația se implică și îl dă în gât pe altul, se numește inchiziție. Nu. Dar noi avem un pachet de legi care ar trebui să le protejeze. Nu dăm în gât pe altul. Deci aici trebuie să facem diferența. Trebuie să arătăm cine încalcă legea. Corect, da. Și trebuie să sesizăm pe cei care pot să confirme că s-a încălcat legea și să acționeze. De ce se creează un corp al gardienilor pădurilor dacă eu, ca cetățean, trebuie să-i anunț că în serviciul lor se întâmplă ceva anapoda? Ca și idee, în felul următor. Ei să fie elementul meu de siguranță că atunci când sunt plecat la mare, muntele rămâne intact. Da? Știi? Da, am înțeles. Deci, ca și polițistul care trebuie să fie vigilant. Pentru că ne apropiem, mai avem, nu știu, 5 minute de vorbit. Avem două subiecte. Și amândouă. Tot de pădure e legat unul. De pădure, da. Că a început în Roman plantarea de arbori. Da. De ce spuneam la începutul emisiunii? Foarte bine. A început în Roman. Ce înseamnă arbori? Vorbim de aia pitici? Sunt pe centru? Păi, poți să pui pe centru copaci care să ajungă la 15 metri înălțime și cu o coroană mare care să... Nu. Deși Romanul a mai avut copaci de genul ăsta și arăta bine într-o perioadă. Și nu o spun eu, spun oamenii în vârstă. Și uite că s-a putut. Dar nu știu dacă a fost totul corect sau bine, pentru că, de exemplu, la mine la bloc, de fapt la scara de la blocul din fața blocului meu, era o salcie foarte mare până la etajul 4 și asta. Așa. A fost tăiată. Avea mulți ani, era destul de mare, putea să prezinte și un pericol pentru cei din jur. Ținea umbră puternică la geamurile de acolo. Ok. Ceea ce nu era foarte bine. Nu era foarte bine. Dacă te uiți, oamenii la țară nu-și pun pomii să cadă atunci când vor crește mari pe casă, să prezinte un pericol pentru casă, nu-i pun să facă umbră tot timpul. Deci, da, uite, ăsta îl punem spre sud să facă umbră atunci când soarele arde cel mai tare, dar l-a răsărit și l-a pus să meargă. Deci asta trebuie urmărit și aici. E o treabă bună că se plantează. E bine că se plantează. Vine întrebarea și aici vreau să te rog dacă pot să mă susții sau să mă contrazici. Eu nu fac decât să-ți transmit punctele de vedere pe care le văd pe internet. Din punctul meu de vedere, e bine că se toaletează, e bine că se taie, e bine că se replantează. Asta e cel mai bine. Și din punct de vedere al nu știu, recirculării aerului și dioxid de carbon, oxigen, etc., etc. Bun. Întrebarea mea vine pentru cei care sunt total împotriva tăierii sau toaletării. Dintre voi, câți ați ieșit în câmp să puneți un copac? Tu mi-ai spus că ai făcut chestia asta. Da. Da? Eu am făcut chestia asta. Primăria a făcut niște ani la rând, dacă nu mă înșel. Da, cu presă, cu poze și cu mediatizare, că nu poți să dai o pârț ca primar fără să nu te vadă toată presa, că trebuie să faci chestia asta, dar s-au plantat niște copaci. Acum, eu întreb pe ăștia care ies și zbiară la oameni, bă, nu mai tăiați copaci, că ne omorâți cu zile, nu o să mai putem respira aer curat. Câți dintre ei au plantat un copac? Să iasă într-o zi să spună, bă, uite, am dat 15 lei pe un puiet.
Da. Și mă duc, știi unde, la mine acasă, la grădină, și îl plantez, îl pun în pământ. Băi, eu am pus la bloc, deci cu vecine am pus... Ai spus că te deranjează copacii de lângă bloc. Am pus... Aveai o salcie și a trebuit tăiată. Pentru că era până la etajul 4. Păi și ăsta o să crească, doar e copac. E pom fructifer, și îl curățăm. Deci nu va crește mai mult de 2 metri, pentru că va fi la îndemâna oricui să culeagă din el. În speranța că... Nu o să ți-l rupă țiganii. Au rupt. Știu, pentru că am zarză, da, și măr în spatele blocului și ai venit să stare să strângă oamenii. La 12 noaptea, un cârd de locuitori din strada nouă, aflați în trecere pe acolo, deci s-au cățărat, și-au cules zarzările. Nicio problemă. De-aia erau făcute, erau crude, deci începea operațiunea de definitivare a fructului, să zic așa. Problema e alta, că au rupt vreo două crengi mari de acolo, mârlăneți, deci cocălari. Cocălari are BMW. Un vecin le-a făcut observații, așa, eu când m-am ridicat la geam, știi, că băi, stai așa, că parcă e gălăgie în jurul blocului, așa, i-am văzut, de acum plecau și comentau și înjurau pe vecinul de la etajul 1 care le-a făcut observații. Da. Aia se cheamă toaletare. Vine un grup de ăsta, ți-l toaletează, da, total. Eu am pus pomii în speranța că peste 2-3 ani, când vor da primele roade, nu vor apărea cârduri care să distrugă pomul. Deci sper ca și copiii de la bloc și cei care vor fi în trece să înțeleagă, da, domnule, mă duc și iau fructul. Că, bă, nu te oprești nimic, de copac, urcă, da, și mănâncă. De exemplu, mă mai opresc pe centru, sunt duzii, ăștia, da, micuți, așa. Da. Eu mă mai bag pe acolo și mai, iau de poftă 2-3 dude. N-am stat să mă duc cu găleata să culeg. Nu știu. Eram în Spania, mi-aduc aminte, în Torrevieja. Asta trebuie să-ți spun. În Torrevieja, zic bine, cred că da. Cred că da. Nu mai țin minte, că am văzut atâtea orașe în țara aia. Pe marginea pe marginea străzilor principale, portocali. Bun. Portocali cu portocale. Bun. În zona respectivă, dacă înțeleg bine, portocalii sunt cum snucii la noi. Meri. Sau meri, dar cad și nu le ia nimeni, pentru că asta e. Mai puțin eu. Era păstărea să vin cu un sac, înțelegi? Mi-a plăcut, în schimb, că atât de puțin, verdeață au în zona respectivă, pentru că e o zonă aproape deșertică, da? Încât de 4 ori pe zi veneau echipe de la primărie să aibă grijă de copacii ăia. Sigur de. Să le facă ceva, să-i scarpi, să facă masaj, nu știu ce dracu le făceau, înțelegi? Pentru că oamenii ăia țineau la copacii lor și nu am auzit să plângă că au crescut prea înalți sau că fructele putrezesc și miros acru sau că au reușit. Dar cât de mari erau, cât de înalți? Le vorbim de portocali, curei care portocali așa, nu știu, 3-4 metri. A. Și cât de aproape erau de clădiri? Trotuare de 3-4 metri. Deci nu erau aproape de clădiri. Nu. Vezi? Adevărat. Aici e treabă. Dar ai luat portocale și ai mâncat portocale... Am luat și am mâncat portocale fără să-mi spună cineva ceva. Bune? Mai al gust față de cele din comerț? Măi, ținând cont că orașul respectiv este fantastic de curat și foarte puțin poluat, gustul a fost bun. A fost Știi de ce? Pentru că portocala, ca să ajungă din Spania, din altă țară, n-am dat la în noi, nimic. Sunt date cu anumite substanțe. Posibil. Înțelegi? Da, de fapt nu că posibil, da. Și acolo, exact cum culegi mărul de aici ca să-l trimiți în Anglia, bun, l-ai trimis cu o cursă obișnuită, dar dacă vrei să trimiți un vagon care să stea și prin depozit și să fie după aia adus prin magazin, trebuie să fie cu un anumit tratament, nu mai e mărul natural. Așa e. Și așa bănuiesc că și la portocale. Aș vrea și eu să culeg o portocală din... Foarte fain. L-am văzut odată pe Dan Chișu, undeva în America de Sud, și a mâncat o banană culeasă dintr-un bananier de acolo și a zis că în viața lui el nu mai cumpără banane. Da, e o mare diferență. Pentru că e o mare diferență. Mare diferență. Niște banane mici. Hoții lor fugăreze polițiști, și hai să încheiem, că asta am vorbit-o de 300 de ori până acum. Polițiștii locali au intensificat controlele pe ceea ce înseamnă prevenirea furturilor din buzunare, probabil și în urma filmulețului care a apărut pe internet
de lângă Biserica Catolică, de pe Bogdan Dragoș. Numai într-o săptămână, polițiștii locale au depistat 3 minori care încercau să fure bunuri și după ce au fost prinși, au fost predați poliției municipiului Roman. În continuare vei spune decăderea din drepturile părintești? Da, asta ar trebui să fie... Asta nu îi oprește de la furat. În primă fază, da. Dar acum, dacă părintele acasă este responsabil, nu-l trimite pe copil și nu-l las pe copil să fure. Hai să admitem, da? Să decăzând în drepturi, ajungând în altă parte, acela sistem maternal îi spune, nu trebuie să te duci la furat. În momentul în care ai plecat de aici, eu anunț poliția. Așa și? Și este reținut. Pac, nu te duci, nu te și duci. Și nu are lege să-i facă că e minor în continuare. Da, da, cum să spun, îl reține că a plecat din centrul de plasament. Și atunci îi spune, bă, stai așa o clipă, că te putem merge pe o variantă, să tot schimbăm asistentul maternal. Așa. Și să respecte niște reguli și până la urmă se va găsi, da, deci dacă nu este genetic structurat pe crimă și furt, da? E pe lung tare. Da, înțelegi? E pe lung tare. Da. Sfatul meu, o idee bună ar fi, l-ai prins la furat, da, cât ar însemna asta? Păi 3 ani, corect, se adaugă, ai făcut 18 ani, să știi câte luăm. Mă, te-am prins a doua oară, da, încă 3 ani. Cât înțeleg, de exemplu, eu le-am vorbit copiilor aveau până în 14, sau aveau 14 ani împliniți, erau la liceu, erau un grup de copii și le-am explicat un lucru pe care nu știau și după aia l-am auzit discutând, pe TVR a fost discuția, ce înseamnă să aibă cazier. Da. Și explicată treaba aceasta. Clar că acolo unde părinții nu încurajează furtul, nu, care urmăresc copiii să meargă la școală, să-și facă treaba după capacități, că unul o să învețe mai bine, unul mai rău, asta nu e ceva de condamnat, da? O să știe și știind ce înseamnă și cazier, o să-ți dea seama, băi, stai așa o clipă, că eu vreau să fiu un maestru, un muncitor într-un anumit domeniu. S-ar putea să-mi atârne, pentru că să știe treaba asta, când vrei să te duci să te angajezi, că în multe locuri îți cere și cazierul. Corect. Și eu are o importanță mie și treaba asta. Nu de viitorul, că se duce el să angajeze și hai ca să îi și punem punct. Dar n-ar merge să frică dacă se angajează. Frică dacă nu se angajează. Dacă nu se angajează. Dar nu zic, nu asta e prioritatea mea acum. Prioritatea mea este, principala mea îngrijorare este că la un moment dat, legea fiind incapabilă să rezolve problema asta, oamenii vor trece, pentru că te saturi, frate, de atâtea furturi, vor trece la acțiuni vigilante. Știi? Și anume, o să iasă într-o noapte unul care să creadă Batman și să le rupă mâinile la toți. Da, da, am mai spus de treaba asta, ferească Dumnezeu să se întâmple așa, pentru că... Dacă legea nu poate să le facă nimic. Oamenii care trebuie să aplice legea nu pot să le facă nimic. Legea nu le poate face nimic. Legea este, ți-am spus, cu decăderea din drepturi deja este un prim pas. Și chestia care, ca acel Batman, da, care va... îți spune sigur că... Nu numai că va lovi pe minorii care fură, dar scopul lui va fi acela de a prinde pe cei care coordonează. Și s-ar putea să găsești agățat de stâlp, da, se eviscerat. Poate și la asta, da. Deci, acolo... Deci ar trebui schimbată legea, ar trebui reintrodusă sau măcar făcută mai serioasă, mai drastică, mai... Nu, oamenii să-și facă treaba din... De minori, nu. Închisoare, nu, corecțională, nu, judecarea ca de la minor. 14 ani este școala de corecție, decăderea din drepturi. Băi, crede-mă pe cuvânt de onoare că dacă s-ar face treaba asta, decăderea din drepturi și el era de acasă, ăla nu mai are alocația copilului, nu mai are fructul furat de... Tu presupui că părinții îi trimit. Hai să presupunem că nu părinții îi trimit, ci vin ei pentru că s-au învățat că nu le poate face legea nimic. Au învățat pentru că i-a educat cineva în sensul ăsta. Nu, i-au încercat odată, i-a prins poliția, le-a dat drumul. Ce au gândit copiii? Bă, ne merge. Dar părinții lor ce au zis? Care părinți? Părinții la muncă plecați. Să zice. Hai să, acum, minorii ăștia care încercau să fure și au fost depistați, unde erau părinților? Crezi că erau la muncă? Nu, clar. Nu. Sau erau tot la muncă, dar erau pe altă stradă. Nu poți să faci o lege pe o nișă, pe copiii ăștia. Dacă faci o lege, o gândești pentru totalitatea cazurilor. Și ai copii, deci, ai căror părinți sunt în străinătate, la muncă. Mă,
câți hoți, luăm procentual de statistic, din 100 de minori sub 14 ani, da, avem așa, 5 părinți plecați în afară, da, deci crescuți de bunici care au scăpat de sub control. La ăștia legea nu se aplică. 10 părinți care se află în țară, da, dar care sunt la muncă, da, și pentru că lucrează 12 ore pe zi, n-au timp să se ocupe. Nu au timp să se ocupe, da. În fine, lucrează 12 ore pe zi, pe cartea de muncă 8 ore. Deci trebuie să sesizăm și aici care e, da, problema. Așa? 4 ore. Și restul avem 85% dintre copii, da, da, a căror părinți îi trimit să facă treaba asta. Îi trimit, îi încurajează, nu-i ceartă și beneficiază de asta. Deci aici trebuie să vedem. Și legea asta spune, pentru că și părintele din afară, când va auzi că pruncul său îi va fi luat, da, va fi decăzut din drepturi, dacă este părinte responsabil, va putea să repare și să lea lângă el. Cei 10 copii care am spus că părinții lor lucrează aici, iarăși vor găsi o soluție. Domnule, așa, lucrezi 12 ore. Eu vin și te întreb cât ai pe contractul de muncă? 8 ore. Da. Realitatea arată cu totul altfel. Deci, legea există și în momentul în care se pune în vigoare, de exemplu, un părinte responsabil află că copilul lui a furat, da, îl va certa. Da? Hai să zicem că poate îl va altoi, ceea ce nu este corect, da? Dar n-avem, nu este corect. N-avem barnavet aici și poate profităm de treaba asta. Dar cei 85% de hoți, o să zică, mâncați așa gălăgia batale. Ai furat prost, dragul tati. Dă-te-au prins. Dar ce mai ai? Mai ai încă 50 de lei acolo, dă-i încoace. Mai ai 4 ani până ajungi major, așa că ai. Deci hai, fugi și fă banul. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Weekend minunat tuturor. Rămâne să ne vedem data viitoare. Până atunci, Dan, îți mulțumesc. Cu plăcere, la revedere. Toate bune. La revedere.